Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Cine sunt adventiștii? Ediția de astăzi este consacrată unui subiect mai puțin plăcut, un serviciu divin care nu aduce bucurie. Este vorba despre înmormântare. De ce o astfel de emisiune? Pentru că suntem oameni și inevitabil ne îndreptăm cu toții spre punctul final al vieții noastre pe acest pământ. Și pentru că moartea este un moment pe care, oricât de mult am vrea să-l amânăm, nu-l putem evita. Emisiunea de astăzi va avea însă multe vești bune. Dincolo de evocarea durerii familiei, a durerii despărțirii de o persoană dragă, veți vedea că pentru credincioșii adventiști de ziua șaptea, moartea nu este ceva tragic, nu este sfârșitul. Așa cum v-ați obișnuit deja în emisiunile noastre, urmărim modul în care au loc serviciile divine specifice în Biserica Adventistă. Astăzi veți vedea ce se întâmplă la o mormântare, însă, înainte de aceasta, trebuie să înțelegeți câteva lucruri legate de concepțiile de credință pe care Biserica Adventistă de ziua șaptea o are despre moarte, având ca bază exclusiv Sfânta Scriptură. În antichitate se credea că mormântul este locul torturii, iadul însuși. Omul antic privea către moarte cu prejudecățile și cu teama necunoscutului. Dar adventiștii de ziua a șaptea cred că prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, moartea nu mai reprezintă un necunoscut. Biruind moartea, Domnul Hristos ne-a arătat ce este mormântul, locul odihnei până la înviere. De când a murit și înviat Iisus Hristos, moartea nu mai este marele necunoscut, iar mormântul nu este locul terorii, ci al odihnei până la înviere. De multe ori oamenii privesc moartea ca fiind gata. Cu asta s-a încheiat totul. Este finalul. Adio este un cuvânt atât de des folosit. Nu ne vom mai reîntâlni sau ne vom mai revedea, dar nu știm sigur. Cred că un creștin care îl are în inima lui pe Iisus Hristos ca Mântuitor, cred că ar trebui să trăiască în fiecare zi cu perspectiva unei vieți veșnice, iar moartea să nu fie privită drept un final, un capăt de drum, ci un timp temporar, un timp special, ceva temporar care va trece și care va conduce în final la o întâlnire cu Iisus Hristos. Cred că ar trebui să privim dincolo de moarte, dincolo de mormânt, ci să privim la dimineața învierii, cum o numește Pavel. Să privim la ziua în care trâmbițele vor răsuna și morții vor învia. Și având în minte această imagine, că practic doar Dumnezeu, doar Iisus Hristos rezolvă problema morții prin învierea Fiului Său, și din punctul acesta de vedere, creștinii cred că ar trebui să trăiască cu perspectiva că va veni o zi când se vor întâlni cu Iisus Hristos și atunci nu va mai fi moarte, nu va mai fi nici durere, pentru că toate lucrurile care țin de păcat vor trece, au trecut. Scopul emisiunii de astăzi este de a înlătura pe cât posibil prejudecățile tradiționale privind natura și starea omului în moarte, pentru a primi în schimb o perspectivă biblică, luminoasă, plină de speranță a viitorului nostru, o perspectivă lipsită de concepția iadului antic sau de tenebrele purgatoriului medieval. Pentru a înțelege ce se întâmplă cu omul când moare, trebuie să înțelegem mai întâi principiul după care a fost creat omul. Omul a fost creat din țărână. A venit Dumnezeu, care i-a suflat suflare de viață în nări. Și omul a devenit un suflet viu. La creațiune, așa citim în Sfânta Carte, chiar în primele capitole din Genesa, că Dumnezeu cu mâna lui a format din țărâna pământului omul și primului om i-a dat numele de Adam sau Ădămac din original, ceea ce înseamnă, tradus în limba noastră, pământ sau praf roșu. Din acel pământ omul a fost modelat într-o formă perfectă, iar după ce Dumnezeu a făcut modelul după chipul și asemănarea sa, a suflat suflare de viață în nările lui și din cele două componente devine, iată, omul entitate. Biblia spune foarte clar și este un text biblic care îmi permis să îl dau, Geneza 2:7.
Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat suflare de viață. Astfel, omul s-a făcut un suflet viu, a devenit un suflet viu. Biblia ne spune că noi, cu toată ființa noastră, cu capul, cu mintea mea, cu personalitatea mea, eu sunt un suflet viu. Deci nu am un suflet în mine, ci eu în sine ca persoană sunt un suflet. Acest lucru schimbă foarte mult din modul nostru de a vedea lucrurile, din perspectiva lui Dumnezeu. Deci când este vorba de mântuire, Dumnezeu vrea să mă mântuiască pe mine în mod holistic, de-a întregul, nu doar o parte din mine, nu sufletul, nu inima mea, ci ființa mea. Și atunci noi privim problema morții ca fiind acel moment în care acest suflet viu, adică om, nu mai este ființă, pentru că suflarea de viață se duce la Dumnezeu. Și ce a rămas aici nu este decât trupul, țărâna. Sufletul nu s-a dus nicăieri, pentru că sufletul nu este decât unirea dintre cele două, între trup și suflarea de viață. Omul viu este un rezultat al unirii elementelor care îl compun. Deci moartea pentru el este un proces de separare a elementelor constitutive. Cele două părți componente care stau la baza ființei și entității sale, trupul și suflarea de viață, se separă. Ca rezultat, omul încetează să mai existe. Dacă nu putem vorbi despre faptul că la moarte sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul rămâne în mormânt, ce se întâmplă atunci, de fapt, la moarte? Atunci când somnul morții intervine, moartea devine o despărțire dintre viață și moarte. Pentru că în această stare, omul nu gândește, nu simte, nu se bucură și nu plânge. Întrucât moartea este un somn. Aceasta este declarația Sfintelor Scripturi. Cineva își încheie pe pământul acesta alergarea. În momentul acela, aș putea spune că este ceva reversibil, ca și la creațiune. Pentru că, într-adevăr, țărâna, adică trupul, ajunge în țărână, iar acea suflare de viață, care nu este o entitate conștientă, nu este acel suflet despre care se vorbește în general în creștinism, cel care cunoaște, cel care vede, care este la Dumnezeu deja mântuit, chiar înviat, spun unele tradiții, nu e vorba de asta. Este suflarea de viață. Viața, esența vieții însăși. Aceasta, bineînțeles, că nu poate să se piardă, se întoarce înapoi la Dumnezeu. Viața se întoarce înapoi la Dumnezeu. Dar nu este ceva care e conștient, care știe multe lucruri ce se întâmplă pe pământ. De fapt, Scriptura ne spune că cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Deci această viață însă se întoarce înapoi la Dumnezeu. Dar acest suflet despre care se vorbește în creștinism, de fapt nu există. Pentru că sufletul viu atunci există când este țărâna și suflarea de viață împreună. Atunci există, de fapt, acest suflet viu. Moartea este efectul păcatului. Ea este încetarea procesului vieții, oprirea tuturor facultăților vitale și încetarea tuturor facultăților fizice și psihice care rezultă din conținutul de sine stătător al personalității sau din existența determinată de unitatea indivizibilă a trupului și a principiului vieții. Moartea este încetarea procesului vieții. Dacă ar fi să privim puțin la etimologia cuvântului cimitir, dacă este să privim la rădăcina cuvântului koimeterion în limba greacă, care de multe ori este tradus cu cimitir, vom descoperi următorul lucru interesant. Koimeterion înseamnă locul unde se doarme. Așadar, locul unde erau înmormântați primii creștini era numit koimeterion, care înseamnă, de fapt, un dormitor, care înseamnă locul unde se doarme până în dimineața învierii. Moartea, după cum spune Biblia, oricât de lungă ar fi această perioadă de timp, urmează o trezire atunci când Iisus va reveni pe nori. Iisus spune despre Lazar că a adormit, în Biblia spune că toți împărații au adormit, nu spune au murit. Pentru că
după orice somn urmează o trezire, trezirea la învier. Omul, prin natura sa, nu este veșnic. N-are un element, sufletul lui nu este un element, o entitate care să existe prin sine și să existe veșnic. Ca atare, în moarte, cele două elemente care au fost puse la oaltă de Dumnezeu Creator, ele se despart, iar existența ca atare, prin definiție, se sistează. Nu mai există omul. Deci în moarte omul nu există, nici sufletul lui nu există, nici partea materială, în sensul că se integrează această parte materială în restul masei materiale terestre. Suntem oameni muritori, dar avem totuși perspectiva nemuririi și dorința de a trăi veșnic. Pentru noi, moartea nu este sfârșitul. Biblia ne vorbește despre înviere, iar învierea lui Iisus Hristos este pentru noi garanția că putem fi înviați din morți. Creștinul ar trebui să vadă în această viață o ocazie unică de a primi harul oferit de Dumnezeu, pentru ca el să fie salvat veșnic. Pentru el, moartea nu este cea din urmă nenorocire inevitabilă, pentru că el are speranță. Având în vedere faptul că soarta omului este ireversibilă după moarte, adică nu mai poate fi schimbată, de aici se desprinde nevoia de a fi pregătit în orice clipă pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Momentul în care intervine moartea, în orice fel ar veni acel sau acea situație, în momentul acela se întrerupe o existență și o istorie. Se trece oarecum într-o altă stare, starea morților, somnul fără de vise, așteptând învierea. În consecință, fiecare zi s-ar putea să fie ultima zi. Și dacă este ultima zi, dimineața ar trebui să mă uit în oglindă și să mă întreb ce ar trebui să fac astăzi, ca totuși orice eveniment neașteptat ar interveni, nu cumva să mă despartă de dragostea lui Hristos. În primul rând, ar trebui ca omul să împace cu Dumnezeu. Pentru că prin naștere, prin firea pământească, ne suntem cumva în contradicție cu Dumnezeu și, în al doilea rând, ar trebui să se împace cu semenii. Sunt două elemente foarte importante. Adică să aibă o relație specială cu Dumnezeu și la fel una cu cei de lângă El. Fiecare persoană trebuie să-și trăiască viața având în față perspectiva învierii, care este, conform Sfintei Scripturi, o certitudine. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetele 27-28, spune cuvântul că în ziua aceea mormintele se vor deschide și cei care au săvârșit binele vor învia pentru viață, iar cei care au săvârșit răul vor învia pentru o osândă veșnică. La venirea Domnului Iisus Hristos vor învia cei drepți, cei care au murit în credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, în mântuire, în viață veșnică. Ei vor învia. Acești oameni vor fi luați cu Domnul, spune, vor fi răpiți cu Domnul în cer, vor sta cu El 1000 de ani. La sfârșitul celor 1000 de ani, pe baza Scripturii, va avea loc a doua înviere. Și anume, învierea celor răi sau nedrepți. Acei oameni care au refuzat harul lui Hristos, au refuzat mântuirea oferită în dar de către Dumnezeu și, în consecință, refuzându-L pe Dumnezeu, au refuzat și viața veșnică. Acești oameni vor învia pentru a lua răsplata lor finală pentru acest mod de viețuire. Având ca bază învățăturile biblice pe care tocmai le-ați urmărit și care reprezintă punctul de vedere al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, referitor la moarte, la starea omului în moarte și la posibilitatea obținerii nemuririi la a doua venire a lui Iisus Hristos, vă invităm în continuare să vedeți cum se desfășoară un serviciu divin de înmormântare în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Atunci când un credincios adventist încetează din viață, familia îl anunță pe pastor și anunță pe ceilalți credincioși din biserica locală. După circa 2-3 zile este programat serviciul divin de înmormântare.
Un prim detaliu care trebuie remarcat încă de la început este faptul că trupul neînsuflețit nu este adus în biserică pentru serviciul divin. Acesta are loc fie în casa defunctului, fie într-o capelă în care a fost depus defunctul. Ultima parte a serviciului religios funebru are loc la cimitir. Serviciul divin de înmormântare poate respecta tradițiile culturii locale legate de moarte și de funeralii, numai în măsura în care acestea nu sunt contrare principiilor creștine și învățăturilor biblice despre moarte. În general, vorbind în Biserica Adventistă, există o uniformitate doctrinală destul de mare, așa că, mai ales într-un subiect ca moartea, viața, învierea și așa mai departe, nu sunt diferențe de la o zonă la alta. De asemenea, serviciile adventiste nu au o componentă rituală prea mare. Dacă sunt totuși diferențe, acestea reflectă poate zonele culturale, să spunem în Transilvania, oamenii sunt mai ceremonioși, merg la mormântare în haine negre, în alte părți ale țării mai puțin. Și sunt diferențele tipice între oraș și mediul rural. În mediul rural, să spunem, o mormântare face ca aproape toată activitatea să înceteze și este o participare amplă. În mediul orășenesc, oamenii își strecoară timpul pentru a participa la o înmormântare între activitățile obligatorii ale zilei. În unele locuri se obișnuiește ca în serile dintre deces și înmormântare, familia, prietenii să se adune la casa decedatului ca să tepene amintiri, să cânte cântări adecvate și să vorbească despre speranța pe care o au în învierea prin Iisus Hristos. Un alt obicei este semnul doliului. În unele biserici din Sud nu se folosește semnul acesta, decât cel mult cei din familie, rudele foarte apropiate, mă rog, poartă pentru un timp acest semn al suferinței, al pierderii. Dar sunt și alte zone unde chiar în ziua ceremoniei de înmormântare, cineva din familie urmăresc pe toți participanții punându-le, agățându-le în piept sau punându-le la mână o panglică neagră, semn al dolului și al suferinței lor. În unele părți, în unele regiuni, când ai plecat cu sicriul de la casa decedatului spre mormânt, în unele locuri se obișnuiește să se facă un ocol mare, să se treacă cu mortul pe unde s-a născut, pe unde a copilărit, pe la ce școală a învățat, pe la unde s-a căsătorit, unde și-a mai făcut o casă sau ceva și abia apoi, în final, după ce a făcut acest drum prin toată localitatea, ajung la cimitir, la mormânt. În alte localități și alte zone se alege drumul cel mai scurt. Sigur, respectăm, cum spuneam și mai înainte, aceste tradiții locale, dacă ele nu sunt nocive pentru crezul creștin biblic. În majoritatea localităților din țară, unde numărul credincioșilor adventiști este mai mare, există un cimitir confesional, unde sunt înmormântați membrii decedați. În cazurile în care nu există un astfel de cimitir, înmormântările au loc în cimitirul public din localitate. Toți românii să știe, administrația locală este obligată să ofere unei persoane decedate dreptul la înmormântare. Acea persoană a plătit impozite toată viața ei, acea persoană a fost cetățean român, așa că are dreptul ca orice alt român. În momentul în care nu există un cimitir comunal, familia sau apropiații celui decedat trebuie să se adreseze în scris primăriei locale, iar primăria locală trebuie să găsească o manieră amiabilă, o soluție pentru a fi înmormântată persoana în cauză. Serviciul divin de înmormântare nu are niciun efect asupra persoanei decedate. El urmărește să mângâie familia îndoliată și să îndrepte atenția tuturor celor prezenți spre vremelnicia vieții,
spre nevoia de împăcare cu Dumnezeu și spre trăirea vieții, având în față perspectiva veșnică. Cineva spunea că o bucurie împărtășită se dublează, o durere împărtășită se înjumătățește. Cu ocazia fiecărui serviciu divin de mormântare, atât pastorul cât și biserica dorește să consoleze, să simtă împreună cu familia îndoliată. În ceea ce privește desfășurarea serviciului divin de mormântare, mai trebuie menționate câteva lucruri. O prima parte a serviciului divin are loc acasă la familia persoanei decedate. În funcție de spațiu, de vreme și de preferințele familiei, serviciul divin poate avea loc fie în casă, fie în curtea acestuia. Alteori, serviciul divin se organizează direct la capela cimitirului sau chiar lângă mormânt. Din programul serviciului divin fac parte cântarea, necrologul, predica și rugăciunea. N-am venit aici doar pentru ca o slujbă religioasă să aibă o cursivă desfășurare. Prezența noastră azi aici, alături de credincioșii adventiști din Călăraș, care deplâng pierderea unui tovarăș de credință, adunarea noastră, spuneam, înseamnă și invocarea prezenței Dumnezeului atotputernic, despre care Sfânta Scriptură spune că e aici, în ciuda tristeții zilei. În momentele imediat următoare, invit pe toți cei prezenți să participe la actul de închinare prin cântare și rugăciune, intonând în numele iubitului Domn Iisus Hristos, imnul creștin "Al meu ești, Iisuse, și cât te iubesc", în culegerea imnului la 91. Al meu ești, Iisuse, și cât te iubesc, dorințe supuse, curea gâjetesc. O viață curată mi-ai dat să trăiesc, asta niciodată, Iisus, te iubesc. Se face un anunț și se începe cu un imn. Un imn potrivit pentru ocazia aceea de durere. Apoi se face rugăciunea prin care este cerută prezența lui Dumnezeu, în sensul că dorim ca El să prezideze întâlnirea aceea, cuvântul care va fi rostit, să poată fi ușor de înțeles, de asimilat de către ascultător, să fie ceva care să ne dea speranță, să ne mângâie inima, să încurajeze pe cei care sunt cel mai apropiat de pierdere, da? Cei care suferă cel mai mult, cei din imediat apropierea decedatului. Părinte al îndurărilor, Domnul și Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, venim să ne închinăm în aceste momente solemne pentru neașeza înaintea noastră asigurarea păgăduinței vieții veșnice. Oră, dincolo de alergarea vieții acesteia, cu tumulturile ei, cu încercările ei, cu greutățile și dificultățile majore pe care le întâlnim în călătoria vieții, Tu ai vești bune pentru noi, pentru că ai făcut posibil un alt fel de drum și o alt fel de viață, de perspectivă pentru veșnicie, prin moartea, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos.
Și aceste momente de întristare, de durere, vrem să îndrept gândurile noastre spre Golgota, spre momentul suprem al durerii cerului, pentru ca să poată fi ușurate poverile noastre și noi să putem fi mângâiați. Mângâie, Părinte, familia îndurerată, pe toți cei care suntem prezenți, să dăruiești Tu o măsură bogată a harului Tău și a îndurărilor Tale, care să ne lege de Tine și de veșnicie. Binecuvintează cuvântul, solul de care Te vei folosi și în noastre să onoreze și să proslăvească numele Tău și acum și în veci de veci. Amin. Da, de obicei, necrologul urmărește să facă mai bine cunoscut pe cel care a decedat. Sunt lucruri pe care nu le cunoaștem din timpul vieții celui care a decedat. Cel ce conduce ceremonia, în general pastorul, ia legătura cu familia și, sigur, pe baza amintirilor, a unor documente, se întocmește un fel de biografie, da? În care sunt punctate evenimentele mai importante din viața celui care a decedat. Este prezentat de cineva apropiat, de cineva care l-a cunoscut pe decedat și care are și puterea, na, să prezinte tare, rar și clar și inteligibil aceste informații despre cel mort. După necrolog, urmează iarăși un punct muzical și apoi vine predica. Am cunoscut un nume grandios, așa de scump, de drag și de frumos. Copiii pretutindenea îl știm și fără el pământul e pustiu. E numele mereu pe mama.
Spunea Sfântul Apostol Pavel și aș vrea să gândim la acest cuvânt. Scria Corintenilor, capitolul 15, prima epistolă. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Și Evanghelia înseamnă veste bună. O veste bună într-o zi de mormântare. Cred că este mai de dorit ca în oricare altă zi din viața noastră. Și mai departe spune, v-am învățat ceea ce am primit și eu. Și foarte scurt, foarte concentrat, acest cuvânt al Evangheliei. Și anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. De fiecare dată după Scriptura. După cuvântul lui Dumnezeu. Nu după cuvântul unui om. După cuvântul care nu dă greș și care se împlinește. Și îl putem repeta cu toți. Chiar dacă închid Cartea Sfântă, putem să spunem care este această Evanghelie. Hristos a murit, a fost îngropat și mai urmează încă ceva. A înviat. Dar Domnul Hristos a și trăit pe acest pământ. A trăit în jur de 30 de ani. Parcă nici nu se amintesc ani acestea, nici nu spune că a trăit. Nu e așa că, sora Gabriela, așa ne exprimăm noi față de credincioșii noștri, frate, soră, a trăit pe acest pământ. Așa cum se este viața acestui om pe acest pământ. Și cum spuneți, Cartea Sfântă, scurtă, plină de necazuri, și vine o zi când privește în urmă, parcă a fost ieri și parcă totul a trecut. Și astăzi suntem aici. A murit. Mântuitorul a venit și a mers pe acest drum. Cu fiecare din noi și astăzi merge alături de noi și spune, într-adevăr, aceasta este viața. Și a trăit-o la pas cu noi. Foarte scurt și a murit. Și apoi urmează momentul înlăcrimat, dureros, sfârșietor, dar nu fără nădejde, mormântul. Și totul s-a astupat acolo. Și Evanghelia înseamnă veste bună și adaugă și a înviat. Și citind mai departe ce spune Apostolul Pavel, stăruie asupra acestui ultim gând, și anume Hristos a murit, a fost îngropat, dar a înviat. Și adaugă. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, din care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, este vorba despre fratele Domnului, apoi tuturor apostolilor și după ei toți mi s-a arătat și mie. A trăit viața de credință și a adunat în sufletul ei această Evanghelie. La 14 ani s-a botezat. Și așa se spune în ziua botezului. Pe temeiul mărturisirii credinței tale în Iisus Hristos. Ce crezi despre Hristos? Cred că atunci când intru în mormântul de apă, mă voi și ridica de acolo. Și când voi intra în mormântul din cimitir, cred că voi ieși de acolo. Mai este un pas care urmează să se întâmple. Și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și este după Scripturi, acesta urmează. Și astăzi împreună stăm lângă această familie, lângă Claudiu, lângă Alina, lângă cei îndoliați, tocmai pentru ca să adunăm cu credința noastră, să adunăm cu împreună noastră simțire această convingere, să o îngrămădim asupra lor, dincolo de doriu pe care îl simt, și anume, după cum Hristos s-a arătat, și Gabriela, mama, sora noastră, vecina noastră, se va arăta. La mulți deodată, cum suntem aici, și să ajute Dumnezeu să nu lipsească niciunul la ziua aceea, și se va arăta și personal, și mie. Cu câteva zile în urmă, sună Claudiu și spune în brațele mele, mama, acum câteva minute, Evanghelia spune că mai are de spus ceva Claudiu. Nu numai mie. La toți. Că nu numai mie mi-a spus vestea aceasta.
Și anume, vine o zi când va spune, acum, câteva minute, m-am îmbrățișat din nou cu mama. După Scripturi, să dea Dumnezeu să se întâmple cât de curând lucrul acesta. După Scripturi știm că Mântuitorul este foarte aproape și curând, când El se arată pe nori, trâmbița va suna și morții vor învia. Și noi vom spune morții, vom spune mama, vom spune pe toți cei dragi pe care i-am așternut acolo, în acest dormitor al cimitirului, și așteptăm cu dor și cu credință, după Scripturi, ca Mântuitorul Iisus Hristos să vină și să aibă de loc din nou întâlnirea. Să se arate Domnul cât mai curând și să se arate și cei dragi ai noștri care dorm în morminte, ca să-i vedem și să fim cu ei, pentru ca să nu ne mai despărțim niciodată. Și curând să se arate acestei familii dragi, din mormântul în care vom merge să punem cu credință acest trup, să se arate Gabriela și să fie Evanghelie și să fie după Scripturi viață veșnică, fără moarte și fără lacrimi. Dumnezeu a spus aceste cuvinte merită să fie crezute, pentru că sunt adevărate. Domnul să ajute să le credem și noi, pentru că este Evanghelie și ea să aducă mângâiere în această zi înfrigurată și îndoliată. Cu credința că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră, slăvim și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Sfântul Duh. Amin. Crezul nostru creștin spune că El va veni cum? Iarăși pe norii cerului? Și atunci când va veni, spune cuvântul lui Dumnezeu, va striga cu trâmbița lui Dumnezeu? Și știți ce se va întâmpla? Toți cei care au fost credincioși lui, toți care au ascultat de glasul lui Dumnezeu, vor învia și vor fi cu El pentru totdeauna. Pentru fratele nostru nu se mai poate face nimic astăzi. El a avut grijă să facă cât a fost în viață, să-și rezolve relația lui cu Dumnezeu. Dar pentru mine și pentru dumneavoastră, lucrurile încă se pot schimba. Putem să luăm încă o decizie. Putem să-i spunem astăzi lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu cu Tine. Vreau să trăiesc pentru Tine. Vreau să fiu un exemplu pentru Tine. Vreau să Te urmez. Și vreau în final să fiu cu Tine în veșnicie, să am viață veșnică, să mă bucur de lucrul acesta. Vreți asta? Vreți? Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem că acum este timpul când putem să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu. Când vom fi așa, va fi prea târziu. Nu se mai poate schimba nimic. Indiferent de ce fac cei care rămân în urmă. Acum este momentul să-mi pun viața în mâna lui Dumnezeu. În general, participanții adventiști la o înmormântare gândesc că predica este elementul principal, așa ca și la serviciile divine care se desfășoară în biserică. Și predica poate să aibă cam 3 sau 4 direcții. Recunoștință, viața care s-a stins a fost o binecuvântare. În sensul acesta, eu personal uneori încurajez pe participanți să spună câteva cuvinte despre relația pe care au avut-o cu cel care a încetat din viață, binecuvântări și bucurii pe care le-au avut împreună. Deci recunoștință, încurajare, este o pierdere și cuvântul lui Dumnezeu ne dă mesaje și motive de încredere, de curaj, viața merge înainte. Apoi este mesajul Evangheliei, să credem în Iisus Hristos, să ne punem speranța în El, să facem din El Domnul și Mântuitorul nostru, și este dimensiunea învierii, speranța fermă în învierea celor credincioși. În același timp, prin momentul de predică sau de prezentarea Cuvântului Dumnezeu, se încearcă să se corecteze concepția despre moarte. Putem spune că Biblia, de la un capăt la altul al ei, încearcă să prezinte varianta lui Dumnezeu despre starea omului în moarte. Și ocazia înmormântării este și momentul în care putem să clarificăm în mintea oamenilor ce se întâmplă cu omul după moarte, care este perspectiva omului în timp, omului care a murit. Și Biblia vorbește foarte mult despre învierea din morți la ziua de apoi.
În felul acesta, prin cuvintele clare ale Scripturii, cei îndurerați care participă la eveniment sunt încurajați, sunt înviorați, sunt provocați să privească la viitor cu speranța reîntâlnirii cu cei dragi. Predica aceasta, din prima parte a serviciului divin pentru mormântare, se încheie cu o rugăciune, dar nu în toate zonele țării. Urmează apoi anunțul pentru deplasare la cimitir și deplasarea spre cimitir. După ce au venit toți cei care doresc să participe la ultima parte a serviciului divin ce se ține la mormânt și se anunță o cântare, se începe cu o cântare, o scurtă prezentare, să nu-i mai zic predică, dar este o predică foarte scurtă, 10 minute, un sfert de oră, în care de obicei se prezintă crezul în înviere, crezul nostru advent, crezul biblic. Suntem într-o zi anormală de iarnă, într-un loc anormal și într-o situație anormală, pentru că Dumnezeu n-a vrut niciodată să fie așa. Suntem aici, în fața acestui pământ deschis, care n-a fost niciodată menit să cuprindă în sânul său pe vreunul dintre noi. Când stăm acum aici, în această stare de anormalitate, o singură întrebare e importantă. Ce mai rămâne după și spre cine să ne îndreptăm? Sigur, vă veți sprijini unul pe altul. Vă veți simți mai aproape unul de altul cei care ați rămas în familie. Dar singurul care poate da mângâiere cu adevărat, singurul care poate să aducă la viață, singurul care poate schimba această stare de anormalitate spre care trebuie să vă îndreptați voi și fiecare dintre noi, este Mântuitorul nostru. Și din toată inima vă doresc vouă și nouă tuturor să nu vă despărțiți de el niciodată. Evenimentul acesta m-a purtat cu gândul la Estera, Estera, soția împăratului Ahasveros. Ea află că dușmanul de moarte al poporului ei, pe nume Haman, cere împăratului să fie tot poporul evreu nimicit. Află de asemenea că acesta a promis că va vărsa în visteria împăratului 10.000 talanți de argint dacă vor muri toți evrei. Și atunci ea spune împăratului, soțului ei, câteva cuvinte care sunt foarte semnificative și astăzi pentru noi. În Estera citesc 7, capitolul 7, al 4-lea verset. Dar vrășmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Cu alte cuvinte, împărate, dacă soția ta eu va muri, Haman nu poate înlocui pierderea pe care tu o vei suferi. Banii pe care tu îi vei primi nu pot înlocui pierderea pe care tu o vei suferi. Mi-a seama acasă că Estera surprinde aici o mare realitate a vieții, anume că sunt în viață lucruri care pot fi înlocuite. Poți înlocui o casă, o mașină, un copac, chiar și inima se poate înlocui. Este doar un singur lucru care nu poate fi înlocuit și acesta este omul. Începând de astăzi, în familia Goran va rămâne un loc gol. Va rămâne la masă un loc gol, în agenda de telefoane va rămâne un loc gol, în lista cu aniversați va rămâne un loc gol, în biserică va rămâne un loc gol. Mă gândeam însă acasă că în această realitate a locului care rămâne gol, există durere, că nu se poate. Dar mai există ceva. Există speranță, ba chiar o mare speranță, din două motive. Și vreau cumva să citesc
două fragmente doar. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, Biblia spune că au fost izgoniți din cer. Locurile le-au rămas goale. Nu se poate altfel. Eu niciodată nu am avut un loc în cer, nici dumneavoastră. Ei însă au avut. Dar au rămas goale. Spune foarte frumos Ioan în capitolul 14 și vreau să citesc motivul pentru care Iisus Hristos a plecat de pe pământ la cer. În casa, nu, spune, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc ce? Un loc. Și repetă, după ce mă voi duce, voi pregăti de aceeași idee de două ori. Eu plec pentru că voi nu aveți locuri. Tu, George, tu n-ai un loc în împărăția mea, dar eu plec pentru ca tu să ai un loc. Eu am un loc în împărăția lui Dumnezeu, soția mea are un loc în împărăția lui Dumnezeu. E, marea speranță e dată de faptul că cea care pleacă dintre noi, lăsând un gol loc, are 100% un loc în împărăția lui Dumnezeu. Este marea speranță a locului care rămâne astăzi gol. Are un loc în împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea motiv, îl citesc, îmi place mult, Ioan se potrivește acestui moment, Ioan 5, citesc cu 28. Iisus a spus, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cu alte cuvinte, locul acesta va rămâne gol. O să vină o zi, spune Domnul Hristos, când mormintele, unele, vor rămâne goale. Așa este. Dânsa a plecat și lasă un loc gol și un gol mare. Dar este și speranța aici. Unu, dânsa are un loc pregătit deja în împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea motiv de speranță. O să vină o zi când locul acesta, mormântul, va rămâne gol, ca să-și ia locul de acasă. Dumnezeu să dea familiei Goran bucuria să vadă că locul acesta va rămâne gol. Amin. Predica este momentul acesta când oamenii sunt invitați să încheie prietenie cu Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Cei care vor să trăiască și să aibă viață nu pot să rezolve această problemă decât ajungând la Iisus. Este un moment potrivit ca orice om și orice ascultător să se gândească serios la viața lui și la sfârșitul vieții lui. Pentru că cea mai mare nenorocire nu este moartea, ci cea mai mare nenorocire este ca moartea să te găsească într-o relație de neprietenie cu Dumnezeu. Asta ar fi cu adevărat o mare nenorocire. Cântările au rolul de a transmite speranță. Speranță în revenirea Mântuitorului, speranță în înviere și speranță în întâlnirea cu cei dragi. Împreună prin
Chiar înainte de înmormântarea persoanei decedate, se spune o rugăciune specială de predare. Rugăciunea aceasta cere încă o dată de la Dumnezeu binecuvântarea asupra familiei, asupra celor ce rămân în urmă, poate descurajați, descumpăniți, dezorientați. Este ruga și dorința întregii asistențe ca Dumnezeu să aibă în atenție specială pe cei care trăiesc cel mai profund drama pierderii uneia pe care l-au iubit. Și, de asemenea, exprimarea credinței noastre, mai ales în formula de predare, care uneori este rostită în timpul rugăciunii, în alte ori este rostită separat, da? Formulă care exprimă crezul nostru în puterea totală pe care o are Iisus de a-și supune toate lucrurile, chiar și moartea. Oricât de triste și emoționante ar fi aceste ultime momente în viața oricărui adventist de ziua șaptea, atunci când cineva apropiat moare, speranța învierii nu dispare. Practic, odată cu încheierea serviciului divin și cu înmormântarea defunctului, nu se mai organizează niciun alt serviciu de închinare sau de comemorare care să-l aibă în atenție pe cel decedat. Conform Scripturii, morții așteaptă în mormânt, ca într-un somn, ziua în care Iisus Hristos îi va învia. Certitudinea învierii e dată de același cuvânt viu al lui Dumnezeu, potrivit căruia Iisus Hristos, prin actele sale mântuitoare, și ele sunt următoarele: întruparea sa, viața sa terestră, moartea sa, învierea sa, înălțarea sa și mijlocirea sa. Prin toate aceste acte mântuitoare, Iisus a făcut ca învierea să fie o necesitate, un trebuie. Noi nu putem evita, dacă credem că Iisus ne-a mântuit prin acele acte mântuitoare, noi nu putem evita sub nici o formă învierea morților, fiindcă ea se impune, pe lângă faptul că în prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, se clarifică pe înțelesul tuturor faptul că dacă Iisus n-a fost înviat, atunci nu va exista nicio înviere, dar toți creștinii suntem de acord, toți, că Iisus a înviat și că credința creștină se bazează pe mormântul gol al lui Iisus Hristos. Așa cum Domnul Iisus, în cadrul botezului, noi murim împreună cu Hristos și ne ridicăm din apa botezului împreună cu Hristos, la fel se va întâmpla și în cazul morții. Pentru că înainte de a muri noi, a murit Iisus pentru noi. Coborârea în mormânt, moartea aceasta, pentru cel credincios, este o moarte împreună cu Hristos. Ferice de cei morți în Domnul, zice Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că ei vor și învia să fie împreună cu Hristos o veșnicie întreagă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, decesul unei persoane este un motiv de tristețe, dar nu de disperare. Este un moment de reflecție la efemeritatea vieții și de conștientizare a faptului că odată cu moartea, omul încheie socotelile cu viața și cu Dumnezeu. Dacă dorim să acceptăm darul mântuirii prin Iisus Hristos, pe care Dumnezeu ni-l oferă, să facem lucrul acesta în timpul vieții. După moarte, nimic nu se mai poate schimba.
În emisiunea următoare vă invităm să aflați ce înseamnă cina Domnului pentru credincioșii adventiști de ziua șaptea. Cine participă la acest moment, când și cum se desfășoară un astfel de program și mai ales ce semnificație are, aflați în emisiunea următoare. Cine sunt adventiștii? Sunt Ioan Câmpian Tătar. La revedere!